concluzie după acest joc? Din păcate, un meci pe care l-am pierdut acasă în fața suporterilor, un lucru pe care nu-l doream. Câteva momente de inspirații la ei. În rest, eu zic că am făcut un joc echilibrat. Puțin dezavantajat că n-am mai jucat aproape de 3 săptămâni și oarecum nu cred că am reușit să ținem ritmul, că de găsit ni l-am găsit la începutul meciului și cred că aici s-a făcut diferența. V-am auzit în timpul meciului că strigați la jucători să aibă mai mult curaj. Ne-a lipsit și treaba aceasta? În special celor tineri au părut puțin timorați în anumite momente ale jocului. Ei și-au făcut 6 transferuri destul de bune, s-au și văzut că au dat rezultate pe gheață și oarecum copiii noștri, ca să spun așa, au fost puțin intimidați, lucru care nu trebuia să se întâmple, de asta am încercat să-i încurajăm tot timpul și sper la următoarele meciuri să abordeze cu mai mult curaj, pentru că au calitate și chiar putem scoate rezultate bune. Din punct de vedere al clasamentului și a ceea ce urmează pentru Steaua, cum suntem poziționați în acest moment? În momentul de față, șansa este la noi, nu depindem de nimeni. Suntem singurii care ne putem face bine sau singurii care putem rata obiective. Dar în momentul de față suntem bine, sperăm la 2 meciuri bune cu Galațiul, de unde să ne întoarcem cu puncte și cu siguranță că atunci se va clarifica și clasamentul final din sezonul regulat. Steaua Ciucu 1-3, un rezultat frustrant? Da, e un rezultat care, din păcate, nu prea ne avantajează, dar în seara asta cei din Miercurea Ciuc au fost mai buni și trebuie să acceptăm lucrurile acestea. Ce ne-a lipsit pentru a repeta superbul succes din startul sezonului? Nu neapărat că ne-a lipsit un anumit lucru, dar probabil intensitatea a fost alta și din punctul nostru de vedere am lăsat ștacheta mai jos și cei din Miercurea Ciuc au profitat și au reușit să ne dea 3 goluri. Patinoarul a fost plin, suporterii au fost din nou la înălțime. Bineînțeles că suporterii, începând de la cel mai mic până la cel mai mare, au fost fantastici și în seara asta ne-au ajutat foarte mult, chiar dacă tabela nu arată chestia asta, pentru noi a contat foarte mult și îi așteptăm la fiecare meci. E un avantaj foarte mare ca suporterii să vină să ne susțină aici.